Până în acest moment, cea mai vizionată știre pe site-ul știle ttm.ro este virusul Zika a fost confirmat în România. Virusul Zika a fost confirmat la o tânără de 27 de ani care s-a întors recent din Martinica. Informația a fost confirmată de asemenea de Ministerul Sănătății. Precizăm că acest virus mortal se transmite printr-o simplă înțepătură de țânțar, dar și prin contact sexual. Pe locul 2, ca număr de vizualizări s-a aflat știrea, românii pot achiziționa titluri de stat. Persoanele fizice au dreptul să cumpere titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice prin intermediul băncilor statul oferă o dobândă de 2,15% pe an, scadența este până în anul 2018. Pe locul 3, ca număr de vizualizări, s-a aflat știrea finanțare de la stat. Femeile manager și firmele care desfășoară activități de comercializare a produselor și a serviciilor de piață pot, începând de ieri, să solicite finanțare de la stat prin două programe naționale multianuale, derulate de Ministerul Economiei. Dacă ați ratat aceste materiale, le puteți vedea oricând, alături de alte informații cu caracter local, regional sau național, accesând site-ul știle.tm.ro.